Bun găsit tuturor! Proiectul Centrului Cultural Pitești, oameni de cultură piteșteni, mari oameni de cultură piteșteni, continuă, avându-l de astă dată invitat pe domnul Costin Alexandrescu sau Alexandru Constantin, nu știu cum sunteți în acte, Constantin. Da? Născut în satul Stolniceni, în Ognele Mari, județul Vâlcea, la 24 noiembrie 1936. Era o întrebare celebră în 90. Ce ați făcut în ultimii 5 ani? Această discuție a noastră o să plece ce ați făcut în ultimii 86 de ani. Am aici în față prezentarea dumneavoastră din Enciclopedia Argeșului, inițiată și coordonată de către domnul profesor Petre Popa, care, din păcate, evită încă să participe la asemenea gen de dezbateri. Și în enciclopedie aflăm pe scurt, iată cum viața unui om 80 de ani de activitate poate fi redusă în câteva rânduri. Profesor, manager cultural, publicist, stabilit la Pitești din 1965. A absolvit școala medie numărul 1 din Râmnicu-Vâlcea în 1954, după care absolvă Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj în 1959. Ce facultate, domn profesor? Română, secția Română Istorie. Română Istorie? Secția Română. Frumos. Și spune aici în enciclopedie că ați avut activitate didactică la instituții de învățământ în Râmnicu-Vâlcea, timp de 2 ani, deci după absolvirea facultății, la școli sau licee din Vâlcea? Când am absolvit eu facultatea, obligatoriu trebuia să te duci, era partizat 3 ani de zile la țară. S-a generalizat învățământul de 8 ani și era nevoie de cadre. Și am fost la școala de Gura Văii, Comuna Bogdănești, raionul Râmnicu-Vâlcea. În enciclopedie zice că ați fost profesor în Vâlcea. Și Râmnicu-Vâlcea. 2 ani am fost și în Râmnicu-Vâlcea. Deci, ați început 52, ca profesor de țară. 52-61 am fost la țară și apoi am fost adus în Râmnicu-Vâlcea. Lucrați, ați fost numit director la Casa Raională de Cultură din Vâlcea în 1963. Până în 1965. Deci dumneavoastră, iată, deja la câți ani? 27 de ani ați ajuns prima oară director. Ce instituție de cultură e? Așa s-a întâmplat. Așa s-a întâmplat. Un foarte tânăr cadru didactic ajunge director la 27 de ani, lucru incredibil în zilele noastre. După care ajungeți în Pitești. Cum ați ajuns în Pitești? V-ați căsătorit? Ce ați făcut? Nu. Vicepreședintele regiunii, domnul profesor Mihăilescu, o figură emblematică pentru Argeș, profesor de fizică, în câteva controle pe care le-a făcut în județ, a venit la Casa de Cultură, la Râmnicu-Vâlcea. Și la Râmnicu-Vâlcea noi înființasem un teatru popular, aveam o activitate și întâmplător, zice, Alexandrescule, nu vrei să vii la Pitești? E o puțin nostim toată treaba, pentru că, da, s-o povestim. La Casa de Cultură, când m-au numit, nu trebuia să fiu membru de partid. Și cam la un an de zile, un an și jumătate, secretarul cu propaganda de la raion, tovarășe, trebuie să fii membru de partid. Cum te-au numit?
Mă rog. Și m-am dus la organizația de partid de la Sfatul Popular. Șeful cadrelor era secretarul de partid. Mă duc, îi spun, nu știu ce, toată tărășenia și zice, domnule, la dumneata o să fie probleme, pentru că tatăl lui tale este exclus din partid. Aolo! Scăpasem până atunci de această etichetă, și în cursul facultății. Noroc că el, când a venit după front, tata, s-a înscris la Social-Democrații lui Voitec. Când s-a făcut unirea cu PML-ul, automat la... Între timp a avut reclamații că de cei membru de partid și l-au exclus. Noroc că a înscris-o și pe mama și era membru de partid. Că în facultate, în acte scria tata fără partid, n-am scris că e exclus, iar la mama scria PCR. Și bineînțeles că era o listă întreagă, bunicii, bunica mea săracă era la, nu știu, la o vârstă de 70 ceva de ani și era membră CAP. Așa că dosarul era cât de cât bunicel. Și mă duc la aici și îmi spune, domnule, să știi că o să fie probleme. Da, mă rog, dumneata încearcă. În timpul ăsta apare promisiunea vicepreședintelui Mihăilescu. Și bineînțeles că am acceptat-o. Și ați plecat la Pitești. Am venit la Pitești. Dar v-ați aici, scris. Între timp, fratele meu era, ajunsese vicepreședintele primăriei, deci fusese verificat... Viceprimar, da. Fusese verificat din punct de vedere... Îl primiseră membru de partid și am venit aici și aici la primărie, la organizația primăriei în Pitești, m-a făcut membru de partid. Așa că eu am cerut să fiu membru de partid. Mai păstrați carnetul? Da. E un document. Documentele se păstrează, indiferent că-s bune sau sunt rele. În 1968 ajungeți director al Centrului Creației Populare Argeș, unde rămâneți pe funcție până în 2009. Sunt 41 de ani. Sunteți de departe cel mai longeviv director de instituție de cultură din județul nostru, poate chiar din țară. Se mai compară cu dumneavoastră domnul Silvestru Voinescu și Radu Stancu la muzeu. Dar dumneavoastră ați rămas până la pensie director. Care a fost secretul? Care e secretul? Munca. Munca, asta este secretul. Pentru mine instituția era poate mai presus decât casa. Tot timpul eram aici, eram în cadrul instituției. Bineînțeles, și norocul că am fost înconjurat de oameni de pură specialitate, oameni excepționali, care au contribuit la tot ceea ce trebuia să facem. Și toate programele care ne le propuneam se realizau în condiții foarte, foarte bune. Asta, alt secret nu există. Și bineînțeles, nu am axat pe probleme politice, n-au fost prioritare problemele politice, nu mi-am făcut vânt cu politica, am fost membru de partid, asta tot. După 89, n-am mai fost antrenat în problemele politice. De unde pasiunea pentru folclor, pentru etnografie? Pentru că la bază sunteți profesor de filologie și de istorie. Da. Asta o moștenesc de la tatăl meu, care el a fost președintele Asociației Folcloriștilor Vâlceni, poet de tânăr, din școala normală și în primii ani de învățământ a scris poezii, a activat pe tărâmă culturală și, bineînțeles, a cules folclor din zona Vâlcii. Și, bineînțeles, că sigur că m-a influențat pentru că în familia noastră problema folclorului era la ordinea zilei și, bineînțeles, că
am preluat ceea ce am văzut că făcea tatăl meu. Și ați coordonat culegerea de folclor din Argeș. Da, balade, da, de... da. În general, și activitatea de culegere și valorificare a folclorului, faptul că pe parcursul acelor 41 de ani a fost tipări, au văzut lumina tiparului peste 80 de lucrări, sigur, nu numai de folclor, că au fost și lucrări de albume de artă, au fost culegeri corale, culegeri literare, ale cenaclurilor literare, da. Dar după ce m-am pensionat, Sorin Mazilescu, care a continuat activitatea de director, a mai publicat și el la editura Elar, cred că încă 20 de lucrări. Ați pomenit de editură. 72 de lucrări au fost publicate la editura Alean, începând din 2006 până în 2017, când Centrul Creației Populare s-a desființat. 72 de titluri. Sunteți directorul fondator al acestei edituri. Da, da. Editura încă există? Nu mai există. Nu cred. A murit odată cu Centrul Creației Populare. Este în conservare, să zicem. Așa se numește la Biblioteca Națională a României. Directorul editurii a fost primul director, a fost Adrian Sămărescu. Da, actualul prorector al universității. Actualul prorector, el s-a ocupat de a obține toate vizele, el cu Sorin Mazilescu, cu Alexandru Marchidan, ei erau oamenii care coordonau activitatea folclorică a centrului. Deci dumneavoastră ați fost permanent înconjurat de oameni performanți, bine pregătiți și care au lucrat cu sufletul, de la domnul Gomoiu, la Corneliu Lambă, la Miron Cortun, până Costin, la Sorin, până la Constantin Cârstoiu. George Crista Nicolescu, Miron Cortun. Da, da. Leonte Socaciu la coreografie, era când am venit eu, Gomoiu la muzică, apoi Toma Biolan a lucrat și... o perioadă la instituție, Adriana Rujan, Dorel Manea. Dorel Manea, Lamba l-a spus dumneavoastră, da. Constantin Cârstoiu, deci, Dorin Oancea, Grigore Constantinescu. Deja crema, da. Chiar dacă nu erau cu normă oamenilor întreagă, de cultură din Argeș. Nu erau cu normă întreagă, preferam să aduc oameni de valoare cu jumătate de normă, că puteau să se încadreze cu jumătate de normă, decât să angajez pe cineva, pe cei tineri care i-am angajat, deja erau cunoscuți. Când, de pildă, Marchidan, ca poet, cred că a câștigat cel puțin 20 de premii la concursuri literare naționale. Mă bucur că am contribuit și eu la debutul lui Alexandru Marchidan și a lansat și aici, în sala Ars Nova, cărți, primele cărți, și acum este profesor la universitate. Toți eram, toți trei, și Adrian Sămărescu și Alexandru Marchidan și subsenatul, eram profesor titular la universitate și am fost încadrați pe partea de cercetare la Centrul Creației, fiecare într-o anumită perioadă. Adrian, cred că începând cu anul 2000, eu începând cu 2004 și Alexandru Marchidan, cred că 2006, cred. Deci, domnul director Alexandrescu a vrut să împrospăteze și zona de cercetare, etnografie, folclor a instituției. Ce a simțit dumneavoastră când s-a desființat centrul, cum se mai numea? Centrul Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale. Ca și cum aș fi fost la o mormântare. Ca și cum aș fi aflat că a murit cineva din familie. Am suferit în mine, n-am putut să intervin, n-am putut să mai fac nimic o perioadă de timp. Asta este situația. Vă dați seama, era instituția înființată în 1956,
la care, domnul director, venise după 13 ani, ai participat și tu, dacă ți-aduci aminte, când am inaugurat acel colț al tuturor directorilor, da, cu domnul Mihail Ghițescu. Exact. Chiar a fost un remember acum câteva zile, pentru că noi l-am inaugurat odată cu ziua de naștere a domnului Ghițescu, care era la sfârșitul lunii decembrie. Da, da, da. Da, din ce mi-aduc aminte. Și atunci am făcut așa o trecere. Instituția n-a avut decât 5 directori. Și mă bucur acum. În 6 decenii. Da, în 6 decenii. Lucrul acesta spune foarte mult. Ce mă bucur că acum, înțeles, Centrul Cultural Județean vrea să refacă acest colț al directorilor, să-și asume, dacă pot spune așa, într-un fel, istoria, pentru că este ceva normal. El este continuatorul de drept al Centrului Creației Populare, Centrul Cultural Județean Argeș, și mă bucur că actuala conducere a luat această decizie și sper să se și întâmple, pentru că iată, au fost niște oameni de care domnul profesor Costin Alexandrescu a vorbit, care au avut o contribuție majoră la dezvoltarea activității culturale în județul Argeș, niște oameni care au scris zeci de cărți, dacă ne gândim la domnul Grigore Constantinescu, la domnul Cârstoiu, la domnul Dorin Oancea, fiecare pe domeniul lui, cărți foarte bine primite. Și domnul director, sigur, a publicat. Nu mai spun, domnul director, în colaborare cu doamna Adriana Rojan, a făcut cea mai importantă carte dedicată colindelor din Argeș și Mușcel. Sunt peste 550 de colinde și jocuri care țin de această paletă a urărilor de Crăciun și Anul Nou, pe care, prin intermediul Asociației Folcloriștilor Argeșeni Constantin Rădulescu Codin, le-a cules din tot județul și le-a publicat într-o carte în 1996. Noi am reeditat această carte. Felicitări. Da, la aproape 20 de ani de la prima ediție. Și vreau să vă spun de ce. Pentru că organizam festivalul de colinde de obiceiuri de Crăciun și Anul Nou, Florile d'Albe, și ne-am dorit ca această carte, ne uitam și noi ceea ce prezintă acești copii. Acele cântece religioase, nu colinde, cântece religioase, preluate de la cantautori, ceea ce se vedea pe la televizor. Și am spus, măi, oameni buni, uitați această carte, sunt 550 de colinde, sunt toate pe note, puse absolut tot ceea ce trebuie să găsiți din zonele voastre, din toate zonele județului Argeș. Haideți să devenim și noi puțin mai patrioți locali și să reînvățăm colindele care se cântau acum 40-50 de ani în aceste locuri. Și m-am bucurat că în decursul anilor această carte a poposit la toate bibliotecile din județul Argeș, dar și la profesorii de muzică care au participat cu copiii la acest concurs al nostru, tocmai pentru a învăța și din repertoriu argeșan și mușcelean. O carte foarte, dar nu mai zic, festival, volumul dedicat Festivalului Internațional de Folclor Carpați, a coordonat volumul dedicat monografiei instituției la semicentenar, la 50 de ani de activitate în 2006. În care fiecare dintre angajați avem acolo un portret, și Romulus Constantinescu, care era unul dintre personajele deosebite care ne călcau zilnic la instituție, ne-a realizat tuturor câte un portret în creion, în grafică, iar aceste portrete au fost puse, prin amabilitatea domnului Alexandrescu, au fost puse în acest volum. Și vreau să vă spun, mă simt extraordinar de câte ori privesc, și ne-a dăruit la momentul desfințării instituției, fiecare ne-am luat ce aveam acolo, cu greu ne-am despărțit, vă spun, a simțit dânsul, dar eu conduceam instituția în momentul respectiv și vreau să vă spun, nu, a fost așa un gol în sufletul meu, pentru că realizasem o muncă de cercetare deosebită și toată lumea credea că prin editura Alean se fac afaceri și nu știu, știți ce, și chiar atunci, cu acea ocazie, am și acum raportul respectiv, am făcut un inventar al tuturor volumelor pe care editura Alean le-a publicat și unde au ajuns fiecare. Țin minte că la cele 72 de titluri am publicat aproape 27.000 de volume, care aproximativ 25.000 au ajuns în bibliotecile naționale și județene. Noi, prin instituție, păstram un fond documentar cam 20 de titluri, 20 de volume pentru fiecare titlu, tocmai pentru că se întâmpla acum, prin încercările acestea de desfințare a Centrului Cultural, au plecat și acelea și, din păcate, ușor, ușor și biblioteca instituției a plecat
am înțeles că e pe la Școala Populară de Artă, volume pe care noi le-am adunat în ani și domnul Alexandrescu a făcut un efort extraordinar și noi, an de an, îmbogățeam această bibliotecă tocmai pentru a veni în sprijinul cercetătorilor, oamenilor de cultură, să găsească o carte specifică zonei folclorului, etnografiei și portului popular din județul Argeș. Da, aș vrea să mai să completez cele foarte frumoase spuse de Sorin. Cartea Obiceiurile de iarnă, Colinde și Obiceiurile de iarnă din Argeș-Mușcel, pe care am coordonat-o împreună cu doamna Rujan, cuprinde nu numai creațiile membrilor asociației, cuprinde tot ce s-a publicat în țară, specific acestei zone. Breazu, Mihai Pop, Rădulescu Codin, Mihalache, Dumitru, da. Dumitru Mihalache, adică tot ce s-a publicat și muzical, notate muzical și în versuri. Sunt zeci de variante, vă dați seama, la unele dintre... Notația a făcut-o domnul profesor Moise Mitulescu. Da, exact asta vreau să spun, că notația muzicală a făcut-o... Un alt colaborator și un om de nădejde al instituției noastre. A făcut-o marea majoritate Moise Mitulescu, dar și Dorel Mane a făcut câteva notații. Domnul Butaru? Nu, atât. Nu. Și Iulica Butaru era colaborator al instituției noastre, dar domnul Moise Mitulescu și cu domnul Manea s-au preocupat îndeaproape de transcriere. Iulica Butaru le-a desenat, le-a o mână deosebită. Are și acum, parcă notele sunt tipărite, așa de frumos scrie notele. Foarte, e cel mai bun. Cred că e unul din puținii cartografii din țară. Așa este. Ce vreau să vă întreb, de festivalurile inițiate, de activitățile inițiate în care ați fost de dumneavoastră, ce ne puteți spune? Păi, cred că am făcut cel puțin 20 de manifestări cu caracter local, interjudețean și internațional. Internaționale au fost Festivalul Coral Dumitru Georgescu Chiriac și Festivalul Carpați. Iar activității interjudețele, expoziția de icoane Rugămuneție, Festivalul Filmului cu tematică religioasă Lumină din Lumină, Festivalul de Dans Gheorghe Popescu Județ, Festivalul Dorel Mane al grupurilor vocale bărbătești care se desfășura. Dansul florilor, perechilor de dans de societate. Am numit această dezbatere de la tradiție la modernitate, pornind de la folclor, iată, și gândindu-mă fulgerător la dansul florilor, primul concurs din țară, național. Primul concurs național de dans. De dans sportiv și de societate. De societate, îi spunea atunci când l-am înființat noi. Cu orchestră. Bineînțeles, sigur. Nu ca acum. Da. Bine, acum ei imită tot ce, așa cum se face în străinătate. Noi i-am dat amploarea unei manifestări deosebite atunci când l-am înființat. Și l-ați dedicat Sinfoniei Lalelelor. Da, exact. Ca dimensiune culturală a Sinfoniei Lalelelor. Da, exact. Un rol foarte important în organizarea acestui concurs național l-a avut profesorul Viorel Năstase. Acum se pare profesor la universitate sau s-a pensionat. E posibil, s-a mutat la Băbana. E posibil. A scris o carte din fericire despre dansul florilor. A fost lăsat la un moment dat fără finanțare și s-a luat licența și n-a mai putut organiza. Da. Și a fost reluat mai târziu de către Centrul Cultural Pitești. Da. Dumneavoastră știu că l-ați reluat și îl duceți mai departe cu soții Șib. Da.
Mi-a venit Freddy la mine. Țin minte acum câțiva ani când era problemă cu sistemul de sunet, să pune boxele de la teatru până pe la primărie spre bibliotecă, acolo să se preia sunetul cu domnul Constantin Ionescu, era întreagă poveste. Ce mi-aduc aminte, da, atunci. Dans sincron cu 5400 de participanți. Dumneavoastră ați dus-o din festival în festival, că într-o săptămână era un festival, peste două săptămâni alt festival, o expoziție de pictură, ba o carte, ba atâția, ați colaborat cu câte mii de oameni de cultură. N-am făcut o socoteală, dar să știți că unele manifestări se desfășurau din 2 în 2 ani, unele se desfășurau anual, da, și unele care erau locale, cum era Cântecele Argeșului al soliștilor, vocal de muzică populară, sau Mugurii Folclorului Argeșan, sau Festivalul de Dans Popular. Acestea erau organizate pe zone geografice și să știți că nu ne luau prea mult timp, adică așa de bine se învățase din punct de vedere organizatoric fiecare manifestare în parte, încât nu eu trebuia să le fac. Exista un specialist care coordona această manifestare. Și bineînțeles, aveam sute de colaboratori, voluntari, care centrul creației era aproape zilnic, 10-20 de oameni care veneau, discutau și angajau în organizarea unor manifestări. Și eu am fost colaborator din 2001 până în 2004, un cercetător asociat, mergeam împreună cu domnul Constantinescu în cercetări și cu Adrian Sămărescu prin județ, deci 3 ani am făcut această muncă de colaborare. Organizați lansări de carte? Exact. Multe. Da, multe. Multe. Toate cărțile care au fost tipărite la Centrul Creației erau lansate cu public. Aveam un plan editorial, în fiecare an acest plan editorial era aprobat de către Consiliul de Administrație și ulterior de către Consiliul Județean Argeș și vreau să vă spun că alocam, să zicem așa, undeva la 35.000-40.000 de lei anual, tocmai pentru editare și publicare de carte, bineînțeles numai cu tematică etnologică, etnografică, numai în această zonă monografică de competență a instituției noastre și așa am reușit. Cred că nu era an în care să avem cel puțin 10 titluri pe care să le publicăm. Susțineam foarte mult activitatea oamenilor din Asociația Folcloriștilor Argeșeni Constantin Rădulescu Codin și erau oameni care culegeau folclor, care mergeau în comunitățile lor, dar nu aveau posibilitatea să publice, pentru că nu aveau banii necesari, iar noi, prin intermediul editurii Alean, oamenii de specialitate din instituție, îi sprijineam și, iată, reușeam să scoatem aceste cărți, pentru că, vreau să vă spun, am încheiat chiar și contracte de realizare de monografii. Prima a fost monografia Comunei Coșești, monografia orașului Mioveni în 2007, monografia Comunei Stâlpeni în 2009. Leordeniu l-a făcut Muzeul Județean, da? Mă rog, acolo, da? Noi am realizat, după ce noi am început acest proiect, monografia Cartei de Identitate a unei localități, acest proiect a fost îmbrățișat și de către Muzeul Județean Argeș. Ei aveau specialiști cercetători, mult mai mulți, și au preluat acest proiect pe care l-au continuat. Și ușor, ușor am început să acoperim petele albe. Dacă atunci ne propuneam, în 2006, când am început acest proiect, de fapt când a luat ființă și editura Alean, ne doream ca în 20 de ani, ăsta era gândul nostru, ca în 20 de ani, județul Argeș, în județul Argeș să nu mai fie nicio localitate fără monografie. Din păcate, după 2017 am acoperit multe localități, multe. Inclusiv Topoloveniul anul trecut împreună. Cum da, ați da. Ajuns să lucrați împreună? Da, momentul... Pentru că directorul Casei de Cultură și, în primul rând, primarul a fost unul din artiștii amatori pe care noi i-am lansat. Gheorghiță Boțârcă. Gheorghiță Boțârcă a fost membru al ansamblului folcloric al orașului Topoloveni, pe care noi l-am trimis în străinătate, în Belgia, când el era elev de liceu. Și apoi directorul Casei de Cultură
Emil Antohi. Emil Antohi a fost ani mulți administratorul instituției noastre. Centrul Creației Populare. Centrul Creației, după care a ajuns... În 2009 a plecat la Topoloveni, director în ianuarie 2009. Și s-a ocupat de ansamblu Ciuleandra în continuare. Da, exact. S-a exact. Aici Emil, împreună cu domnul primar, a luat această decizie de a-mi chema să coordonez această monografie și mi-au dat mână liberă să aleg colaboratorii, iar domnul Alexandrescu scrisese o monografie a corului din Topoloveni, preot Ion Ionescu, la 100 de ani de la făurirea sa și ne-am propus atunci să continuăm această muncă, să updatăm acele date și să se preocupe și de zona culturală, pentru că dânsul nou a spus, are foarte multe documente, ziare, scrieri, începând cu 1968 la dânsul acasă și trebuia să apelăm la această arhivă pe care dânsul o are, da, comoară, să ne sprijine și să realizăm această monografie. Ne propune ca și anul viitor să realizăm monografia Asociației Folcloriștilor Argeșeni Constantin Rădulescu Codin la 50 de ani de la punctul inițial din 1973. Să știți că am participat și eu la două ediții la Villa Florica. Da, știu. Cu sesiunile de comunicări pe care noi le organizam. Da. Sesiunile pe care le organiza Centrul și Asociația Folcloriștilor. Pentru că vreau să completez pe Sorin. Din punct de vedere tipografic, instituția a publicat și înainte de înființarea editurii Alean. Alte edituri. Da, editura Alean, în discuțiile pe care le avem, în special cu cei tineri, care au spus, dom'le, noi tipărim atâta și nu avem o editură. Și atunci, cel care s-a ocupat direct a fost Adrian Sămărescu, care a fost și primul director al acestui director, că nu-l plăteam. Era director onorific, cum era Dorin Oancea, director artistic al ansamblului Doru. Le dădeam măcar titulatura, măcar onoarea, dar avea un titlu. Fără să fie plătit? Fără să fie plătit. Pentru că era angajat în instituție, era angajat în funcția de maestru coregraf. Dar Dorin Oancea a fost director artistic înainte de a fi. El era angajatul teatrului. Și la noi lucra voluntar. Da. Și bineînțeles că s-au tipărit foarte multe lucrări și înainte de apariția editurii Alear. Centrul Creației a publicat în decursul celor 60 de ani, deci în 1956 s-a înființat până în 2017, 61 de ani, 228 de titluri, numai carte de specialitate. Da, și aceste cărți sunt în... am avut o colaborare foarte bună cu Biblioteca Județeană Argeș din Nicu Golescu. Orice publicam noi, 110 titluri, 110 volume mergeau la Biblioteca Județeană, în primul rând să acoperim toate bibliotecile rurale și orășenești din județul Argeș. Așa am considerat noi, pentru că tot ceea ce apare în județul Argeș să fie și în aceste, cu titlu gratuit, bineînțeles. Credeam că plăteau. Nu, nici vorbă. Nu, toate erau cu titlu gratuit, an de an, deci la final de an noi duceam, dacă aveam 10 titluri, duceam 1100 de cărți, iar domnul director, la ședințele cu directorii, împărțea aceste cărți, pentru că trebuia să sporească și bibliotecile rurale și de aceea, cel puțin, titlurile noastre de după 2006 sunt în totalitate în toate aceste biblioteci rurale, pentru că, iată, sunt copii care doresc să studieze parte de etnografie, de folclor și, din păcate, nu prea mai au unde decât la Biblioteca Județeană și prin intermediul acestor volume ale noastre care le-am donat, care sunt donate bibliotecilor rurale și orășenești. Aș vrea să vă mai spun că au fost perioade de timp când instituția nu primea niciun fond. Printr-o decizie a Ministerului, aberantă decizie a Ministerului Culturii, pentru că noi o perioadă de timp am fost și subordonați Ministerului Culturii. Și după aceea s-a hotărât... În 1997. Da. Am avut perioade în care am trăit din autofinanțare.
Și ne-am fost obligați... Până în 94. Nu, din 90, din, până 8, din 83, 94. Nu, din 83 până în 1990. Și eram uniți și cu școala. Eu eram director și al școlii, director plin, iar director adjunct era doamna Voica. Și trebuia... Centrul Creației 83-89 a fost unit cu Școala Populară de Artă, dar entități separate, numai directorul era comun. De aceea există în prezent discuții că s-ar putea uni Școala Populară de Artă cu Centrul Creației. Da, au fost unite în 83. Bine, acest lucru este un trend în toată țara. Unde avea sediu? Noi aveam sediu în Palatul Culturii până ne-am mutat vis-a-vis de teatru. Da. Deci când ați, Republicii 52. Director, când ați ajuns director, în 83, erați la Palatul, la Palatul Culturii, da. După care ați primit un sediu propriu. Un sediu propriu vis-a-vis de teatru, că era o casă. Casa Naia Ionescu. Naia Ionescu, da. Și după aceea, când a ajuns el director, când a fost numit director, s-a mutat la sala de sport de la liceul... Vechea sală de sport a liceului Brătianu. Chiar acum este o discuție, pentru că este o confuzie între cele două case din fața liceului Brătianu, casa Nae Ionescu, unde noi am funcționat vis-a-vis de teatru, și cealaltă casă unde a fost sediu PDL, care este într-o stare deplorabilă, pe care este pusă sigla cu casa Nae Ionescu, dar nu este aceea, este casa Nae Ionescu, este tot parte din familia Ionescu, dar nu este aceea casa Nae Ionescu. Am avut chiar un site local, Epitești, am avut această discuție, au luat un punct de vedere și al Direcției de Cultură, dar n-au elucidat acest lucru. Eu am venit cu documentele, pentru că în momentul când noi am retrocedat casa, pe 15 martie 2009, celor care... cu care ne-am judecat, nu noi, ci Consiliul Județean, în toate documentele așa era scris, și în monografia pe care domnul profesor Grigore Constantinescu a scris-o, scrie foarte clar Bulevardul Republicii 52 și cealaltă este parcă Bulevardul Republicii, nu mai știu, 57 sau ceva de gen, nu mai știu exact, pentru că am pus la dispoziție site-ului de știri Epitești toate aceste documente și nici acum nu s-a elucidat. Acolo este un cod QR și un monument în care cealaltă casă este Nae Ionescu, dar noi știm, Nae Ionescu donează casa la moartea sa în 1988 Direcției de Cultură, atunci care era condusă de către domnul Petre Popa, că tot a spomenit aici de el. Ceea ce este interesant, domnia sa, într-o discuție pe care eu am avut-o cu dânsul, mi-a spus, eu am văzut actul, pentru că l-am avut, actul de donație instituției de cultură să funcționeze. Dânsul Nae Ionescu era un celebru avocat, nu a avut urmași, numai că iată, ulterior s-au găsit niște oameni, documentul, actul a fost semnat și donat. Domnul Petre Popa mi-a spus că l-a avut personal în mână, probabil s-a depus la arhive, nimeni nu mai știe de el și așa mai departe, dar iată că din 1990 până în 2009 s-au judecat 19, casa a trecut pe la, a fost la primăria Pitești, ulterior a fost la ADP Pitești, de la ADP Pitești prin 2001 a fost trecută la Consiliul Județean, procesul a fost s-a derulat atât prin primăria Pitești cât și prin Consiliul Județean Argeș, cu moștenitorii, posibili moștenitori, două familii, Șerban și Pop, care atunci au câștigat acea casă. Am văzut că acum se renovează ceva la ea. Iată, din 2009 casa a stat închisă. Deci din 2009, faceți un calcul, sunt atâția ani, 13 ani. Noi plăteam chirie. Plăteam chirie, am plătit chirie o perioadă până ne-am mutat la vechea sală de sport, 30 de milioane, țin minte, pe lună. Din păcate n-au acceptat să continue și casa a rămas într-o stare... Veneam pe la dumneavoastră. Și era atât de straniu să mergi la sala de sport în care eu făcusem sport, că pe vremuri când am fost elev acolo, și dumneavoastră ați încercat să amenajați, dar totuși o sală de sport este o sală de sport. Am făcut o suprastructură, am făcut birourile la etaj. Asta a fost gândirea domnului președinte Nicolescu. Dânsul a decis acest lucru. Să știți că am făcut investiții majore la vechea sală de sport, pe lângă termopane. Am amenajat podul, care era într-o stare deplorabilă, podul instituției, și am făcut acolo săli și magazii. Acum totul beneficiază liceul Brătianu. Iar sala în care ploua, de ani de zile ploua, a fost refăcută în totalitate. Vreau să vă spun că începând cu 2009, din luna mai până în luna octombrie, când sala s-a finalizat,
nu în totalitate, la acoperiș am mai lucrat și anii anteriori și la podul instituției, investițiile s-au ridicat la peste 7 miliarde în vremea respectivă. Cred că primăria și liceul Brătianu n-ar fi făcut niciodată asemenea investiții acolo. Sala de sport a devenit o sală ultramodernă pentru dans. Da. Ansamblul Doru își făcea repetițiile acolo. Am refăcut toaletele, am refăcut dușurile, birourile la etaj, v-am spus, s-a schimbat scândura, acoperișul în totalitate, pentru că vreau să vă spun, în momentul când se lua acea țiglă tip Sols în mână, aceea se zobea pur și simplu, era de la pusă de când sfârșitul secolului al XIX-lea și ea efectiv liceu. De aceea și ploua acolo în permanență, nimeni nu mai putea să facă, așa nici nu se mai găseau probabil acei solzi tipul respectiv și am locuit cu tablă tot aceeași culoare, nu era de patrimoniu pentru că altfel nu am fi putut interveni și am reușit să facem, să o refacem în totalitate, dar cu niște costuri majore. Am lăsat în spate acolo, pentru că acum este a liceului, am înțeles că mai face ansamblu Doru repetiții din când în când și profesorii de la Colegiul Național Brătianu, când au ziua liceului, mai fac acolo repetiții, profesorii sunt instruiți de Cătălin Oancea, cel care era și maestru coregraf la noi, și de ansamblu Doru, el coordonează și ansamblu Doru, și fac acolo repetiții și mai dau din când în când spectacole. În rest, nu știu, sincer, de când s-a desființat Centrul Creației de 5 ani de zile, nu am mai intrat în acea sală și mi-aș dori să văd ceea ce s-a mai întâmplat cu ea, pentru că acolo a fost casa noastră timp de 8 ani de zile. 8 ani, zi de zi, zi de zi, eram nelipsiți. Domnule director, aș vrea să vă pun o întrebare venită din partea poetului Aurel Sibicianu. Dumneavoastră a sprijinit la un moment dat o mișcare literară, spirituală nouă în Pitești, inițiată de pictorul Lucian Cioată și de încă doi alți artiști, îmi scapă numele acum, Daniel Turcea, cred că el a fost promotorul, deci poetul Daniel Turcea, pictorul Lucian Cioată și mai era încă cineva. Așa este? Da. Despre ce a fost vorba? Da. În perioada în care am lucrat ca șef de secție cultură la primărie, înainte de a fi numit la Centrul Creației Populare, eu am lucrat 2 ani de zile la primărie. Întâi ca secretar al Comitetului pentru Cultură, așa, și după aceea am fost numit la Centrul Creației. În acea perioadă eu am obținut, cu sprijinul primăriei a primarului Călinescu, domnul inginer Călinescu, am obținut spațiul aici după... Nu, aici... Unde sunt acum taxele și impozitele taxele de la primărie, aici, pe... Am obținut acel... Vis-a-vis de Curtea de Apel, pe gangul care merge către Bulevardul Republicii. Am obținut acel spațiu pentru o galerie de artă. Da, sprijinit atunci, dintre cei trei era și domnul Gică Pantelie. Așa, domnul Gică Pantelie, da, pentru că dânsul a fost angajat. L-am evocat recent. Dar mai târziu a fost. Mai târziu. După moartea lui pictorului Calotă. Da, 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 a fost angajat. A fost angajat la Centrul Creației Populare. El activa, era profesor la Școala Populară de Artă. Și această grupare venea în sprijinul manifestărilor care se organizau în această sală. Deci Cioată era colaboratorul nostru, era ceea ce a făcut el în perioada aceea, e de neînchipuit. Venea cu expoziții de la București, pe tren, în spinare, Ciuculescu, Aman, Doamne, le aducea... Ce valori! Da, eu nu știu cum se descurca. Și azi n-ar mai fi cu putința așa ceva, pentru că trebuie să aceste expoziții păzite foarte bine. Le organizam aici. Iliescu Călinești a avut o expoziție în Pitești cu sculpturile lui,
în această sală și a fost prezent la una din la vernisajul acestei expoziții, Manea Mănescu, care era primul ministru al țării în perioada aceea. L-ați invitat dumneavoastră? Nu, a fost invitat de primul secretar Gheorghe Năstase. Care era la vremea care respectivă era, cel mai reprezentativ om care înființase asociații culturale în tot județul Argeș. Da, da, da. Deci era un om pro-cultură. Cum, chiar, cu care dintre primii secretarii sau prefecții ai județului Argeș ați colaborat cel mai bine? Care v-a sprijinit cel mai bine? Cel mai bine Constantin Nicolescu. Constantin Nicolescu, dar în perioada din secolul trecut, Gheorghe Năstase. Gheorghe Năstase era un om care trăia prin cultură. Înțelegeți? Participa la marea majoritate a manifestărilor, fie că era organizate de centru, de comitetul de cultură, de teatru, de... Da, era o personalitate care îl interesa. Primea personalitățile pe care le invitam noi la vernisaje, la acțiunile pe care le organizam, le primea, le dădea atenția cuvenită, în așa fel încât vă dați seama că Piteștiul era un centru al culturii naționale. De aceea și în perioada respectivă s-au înființat și Galeria Națională de Artă Naivă, și expoziția de artă naivă, și festivalul DG Chiriac, ca acea perioadă a anilor 70, în care dânsul era prim secretar și a sprijinit foarte mult aceste manifestări, ulterior Festivalul Internațional de Dans Carpați. Mai întâi au fost înființate instituțiile de cultură. Sigur, 1956, Doina Argeș, 1955. Palatul Culturii. Da. De pildă, Festivalul Carpați, noi i-am dat, inițial a fost național. Veneau 20 de ansambluri din țară la Curtea de Argeș. Vă dați seama, era orașul plin. Și îl organizam în preajma Sfintei Mării, când orașul era plin de lume. Toată lumea venea mergea la mănăstire, exact. și după aceea făceam parada, care dura o jumătate de oră, 20 și cu 10 ansambluri, 30 de ansambluri. Au fost ani când am avut 30 de ansambluri care defilau prin Curtea de Argeș. Bineînțeles că nu se știa că este perioada postul Sfintei Mării. Pentru că, de ce organizam în această perioadă? Pentru că nu erau nunți. Lăutarii care cântau să poată să vină să acompanieze. Să știți că această problemă cu nunțile s-a pus și când s-a inițiat Festivalul Național Zavaidoc de către Centrul Cultural Pitești. Vorbeam cu maestru Tudor Gheorghe când să punem festivalul și el a zis, bă, uite-te și tu în țară în ce perioade sunt alte festivaluri, dar eu te-am sfătuit să-l pui în postul Crăciunului ca să ai lăutari, să avem lăutari. Da, deci a fost pus la sfârșit de noiembrie, da. Da, da, și așa a rămas. Atunci era postul. Era postul Crăciunului. Păi și Festivalul Carpați a rămas tot de Sfântă Sigur, Marie. Sigur, în acest interval, dar tocmai pentru că era nevoie de oameni care să acompanieze și nu prea se găseau. Știți? Iată că lăutare au rolul lor. Peste sigur, tot. Sigur că da. Peste tot și în străinătate. Mari probleme cine să ducă în străinătate. Mari probleme. De aceea s-a ajuns să se danseze după bandă sonoră. Se registrează pentru că și ei au probleme tot așa cu instrumentiștii. Sau costă foarte mult, costă pentru că enorm. Trebuie să renunțe la angajamentele care le au, da, ca să vină și să țin minte că și noi am avut această problemă și trebuia să găsim soluții astfel încât un mini taraf să plece cu ansamblu Doru în străinătate. Ulterior au plecat și cu CD, pentru că n-au ce să facem, tocmai pentru că erau foarte, foarte costisitori. Și chiar
și costisitori, dacă erau, nu puteai să-i găsești pentru că trebuiau să cunoască repertoriu, trebuia să facă repetiții, nu puteai să iei pe oricine pur și simplu, ci pe cineva care chiar lucra zi de zi cu ei, pentru că era dans de performanță, mergeai acolo de multe ori și la concurs și trebuia, erau reguli foarte stricte să ai muzică live și trebuia să te încadrezi într-un timing, erau niște lucruri foarte bine definite și de aceea trebuiau un taraf live. Dar, din păcate, ulterior și în zilele noastre lucrurile nu mai stau chiar așa pentru că sunt destul de costisitoare astfel de tarafuri și mai bine ai renunțat la ele, înregistrezi pe o bandă într-un studio și după aceea te duci și pui discul și gata. Și faci playback la televiziune. Asta e... Credeți că folclorul nostru are un viitor? Că dumneavoastră ați încercat să veniți cu folclorul vechi, l-ați tipărit, l-ați dus în biblioteci, mi-e teamă să nu rămână cartea acolo în raft nu știu câți ani și copiii să cânte Împodobește Mamă Bradu. E posibil să se întâmple așa ceva atâta timp cât instituția care exista și care era căutată de cei care vroiau să ducă folclorul mai departe, să se pregătească, să se instruiască, să facă rost de material, să se informeze. Veneau studenți care aveau teze de doctorat și veneau și... Lucrări de licență, sigur. Da, veneau și se informau la noi ce trebuie să facă. Atâta timp cât nu se va reveni, pentru că puține locuri din țară unde centrele creației nu mai ființează, sau ființează sub forma aceasta de agenție de spectacole. Că nu mai fac cercetare acum ei. Nu mai fac și nici nu stimulează cercetarea folclorică tradițională. Așa că situația va fi tragică în viitor. Dacă în legătură cu... Se credeți că se urmărește distrugerea tradiției? Nu e vorba că se urmărește, dar din greșelile pe care se fac, se lovește în treaba aceasta. Nu mai sunt nici oameni de specialitate care să facă culegeri. De fapt, și bătrânii au cam plecat și lăutarii vechi bătrânii au plecat care dețineau un repertoriu aparte și de la care se inspirau cei care sunt astăzi. Noi aveam în plan atunci ca fiecare solist să își aducă două piese culese de la sursă, din localități, sau să meargă, noi în 2014 am scos o carte folclor poetic din Argeș-Mușcel, în care am cuprins peste 600 de piese culese de către membrii Asociației Folcloriștilor Argeșeni, piese pe care eu le-am găsit în Arhiva Institutului de Etnografie și Folclor Constantin Brăiloiu, cât în perioada în care realizam teza de doctorat acolo, le-am adunat tocmai din doine, balade, cântece propriu-zise, tocmai din dorința de a pune la dispoziție tinerilor soliști, soliștilor de la Doina Argeșului, cântece din zona Argeșului, noi să cântăm și ceea ce este de la noi de aici, știți? Să nu mai mergem către zona Olteniei și să preluăm din repertoriul lor. Niciodată nu o să vedeți pe cei din Oltenia veniți să cânte din Argeș sau din Mușcel. Și de aceea maestru Tică Sorescu a făcut acel contrarăspuns la Foaie Verde Magheran, m-a făcut mama oltean și el a făcut cântecul Sunt Fecior de Argeșan. Știți, tocmai pentru că avea o doză aceasta de naționalism local și a trebuit, din păcate, să renască acest lucru, să fim mândri că suntem din Argeș și din Mușel și să prezentăm frumusețea cântecului, dansului, portului și a tot ceea ce ține de arhitectură locală din această zonă, pentru că suntem unicat. Noi avem toate cele trei forme de relief, munte, deal, câmpie, iar în funcție de aceste lucruri și folclorul s-a așezat foarte, foarte frumos. Din păcate, nu mai sunt oameni de cercetare care să meargă în zone, nu se mai stimulează acest lucru, să culegi, să pui în volume, nu s-a mai publicat de foarte mult timp și, din păcate, lucrurile, așa cum spunea și domnul director Alexandrescu, se diluează, sunt într-o descreștere totală până când se va termina de tot. Și ulterior, peste 50 de ani, ne vom uita că în spate nu mai avem absolut nimic și modernismul ne capacitează pe toți, că vorbeați dumneavoastră de titlul pe care le-ați dat acestei conferințe. Toate aceste manifestări, aceste festivaluri de care am vorbit, stimulau activitatea căminelor culturale, caselor de cultură, care, într-un fel, trebuia să participe. Nu erau obligate, dar
erau interesate să iasă în lume, cum se spune. Și atunci trebuiau să se pregătească pentru treaba aceasta. Și izbindu-se de faptul că noi le ceream autenticitate, tradiție, ei erau prezenți cu așa ceva pe scenă. În momentul când Centrul Creației a plecat de la și instituțiile de cultură de la minister și au venit către consiliile județene, odată cu acest lucru și căminele culturale au trecut în coordonarea Centrului Creației Populare. Deci noi avem o activitate de coordonare a tuturor metodologică. Da. Iar ei participau, aveau un plan de activități pe care trebuiau să-l facă. Din păcate, în județul Argeș făcusem o situație în 2007 pe care ne-a cerut-o ministerul. La ora respectivă aveam 216 cămine culturale în județul Argeș și vorbesc de situația care am făcut-o pe bune. Acum estimăm, știți, dintre care 86 erau cămine de centru, adică care aveau o activitate de coordonare, pentru că o comunitate, uite, vă dau exemplu, la Coșes sunt 7 cămine culturale, dar unul era cel care are coordonat de centru, de la Coșești, cel de centru. Și trebuia să numim un director de cămin cultural. Din păcate, în momentul la 2017, nu aveam decât undeva aproape de 25% director de cămin cultural, director de cămin cultural angajat cu normă întreagă. Restul era în tot județul, da. Restul erau ori administratori pe la primărie, de cele mai multe ori bibliotecara era cea care asigura și ținea cheile, nu altceva, ținea cheile de la căminul cultural, mai deschideau din când în când să facă o serbare școlară sau pentru că se încălzea foarte greu sau câte o manifestare, o întrunire de partid, sau nunți, botezuri, sau pomeni. Ăstea erau manifestările care se desfășurau. La unele. Erau și cămine culturale cu activitate mai dihai decât în oraș. Da, domnește. Da, sigur. La Boteni, la Reful, ca să dăm câteva, la Vlădești, unde am avut oameni, la Mățău, unde am avut oameni care s-au preocupat din Asociației Folcloriștilor Argeșeni Constantin Rădulescu Codin, care s-au preocupat de această zonă. Mi-aduc aminte că în 1992 m-ați criticat în ziarul Argeșului. Și dumneavoastră ați fost director de cămin cultural. Cu activitate. Aveam activitate, dar la un moment dat, în 92, n-am putut să conving pe familia Ferraru, pe familia Bordeanu, să participăm la un concurs de tarafuri de la Rociu. Vă aduceți probabil că făceați și acolo zona. Acolo era celebrul lăutar, Fanii Lăutaru, și era renumit zona. Lăutarii mei din Teiu n-au vrut să meargă, a zis ce câștigăm noi, cu cât ne plătești. Se plătea foarte prost atunci, era un normativ în lege, pentru un spectacol era 100 de lei, nu cânta ăla pe 100 de lei și n-am putut să-i conving și m-am trezit, n-am mai participat firește, m-am trezit printre comunele, că nu eram singurul. Da, la Teiu, înainte de a fi dumneavoastră director, a fost un director isteț, care, și ajutat de primărie, bineînțeles, care a strâns toți lăutarii și a obținut un premiu pe țară cu tarafă. Vasile Falcescu. Falcescu și dirijor a fost Florea Pascu. De la Doina Argeșului, tatăl lui Ionel Pascu. Da. Tatăl lui Ionel Pascu. I-a pregătit și i-au luat premiul pe țară. Da, atunci se înfițase, începând cu 1988, Festivalul Național Ion Matache al tarafurilor, se ținuse pe dealul Olteanca de la Davidești și ulterior noi l-am dus până în 2008, când l-am ținut tot la Mioveni, ultima ediție a fost 2008. Să știți, am avut o colaborare noi ca Centru al Creației cu orașul Mioveni, de când a venit primar Ion Georgescu, foarte bună. El a venit din 2006 și a avut până în 2006 fusese viceprimar al domnului Costescu. Și dânsul a dorit să facă niște lucruri și și-a dat seama că prin activitatea culturală poate să iasă orașul Mioveni în evidență. Și am făcut în 2007 monografia orașului noi ca centru a orașului Mioveni într-un colectiv de cercetare și din 2008 am făcut acest festival al tarafurilor Ion Matache și ulterior Dorel Manea, care este al grupurilor vocale bărbătești, care se ținea tot la Mioveni, sala de Casa de Cultură a Sindicatelor din Mioveni, poartă numele lui Dorel Manea. Sarea. Și acolo ne-am dus, Dorel Manea a coordonat o perioadă și orchestra Dacia cu Gigi Floroiu. Gigi Floroiu era cel care se preocupa
dirija orchestra Dacia, au dat numele și noi ne-am dus cu acest festival. Și iată, ultimul, acest festival al Taraforului a fost la Mioveni, din păcate și acela s-a închis în 2008. Țin minte, am avut 10 tarafuri din toată țara alese pe Sprânceană, a participat și Taraful Centrului Cultural Pitești, atunci era condus de către Victor Buștean, a luat locul al treilea în 2008 și... Îmi pare sincer rău, am avut taraful de la Ian Cujianu, am avut taraful de la Mehedinți, de la Banatul, de la Timișoara, ce mi-aduc aminte pentru că m-am ocupat de cazare și am stat cu ei foarte mult. Ce seri memorabile, să știți ce înseamnă cu lăutarii, să stai lângă ei și poveștile lor și cântecele sunt unice. Aici repetau, exact unde suntem noi acum. Era Victor Buștean titular, era Gheorghiță Floricel la țambal, era Toni la chitară. Ce văd eu așa dintre... Mai era Valentin Grigorescu. Nu era pentru că era al taraforilor, era solist. Iar solistul intra și cânta de regulă o piesă ca să mai odihnească puțin și să mai schimbe tonusul. Dar era atunci, țineți minte, l-a dusese în președinte de jurul pe Constantin Arvinte, pe Gruia Stoia, adică omul de radio și Constantin Arvinte cel mai reprezentativ, tocmai pentru a nu exista. Dacă noi am rezistat prin aceste festivaluri și ne-am făcut un renume, a fost și pentru că am adus cei mai buni oameni în jurul ca să nu existe discuții. La festivalul Dorel Manea l-am adus pe Vasile Vasile, de la Universitatea Națională de Muzică, era și aici la noi, la Pitești, președinte de juriu, la una din ediții, după aceea Constantin Arvinte, la Ion Matache, adică oameni reprezentativi, ne-am implicat, știți foarte bine, și la Tita Bărbulescu, la Topoloveni, unde participam din partea instituției și Emil Antohi întotdeauna sfătuindu-se cu noi a adus oameni de specialitate, de la ultima parte a fost Elize Stan, au fost de la Electrecord, adică să nu existe niciun fel de probleme. Aranjamente. Da, exact, asta, pentru că se știa peste tot. Împotriva aranjamente. Da. Noi asta și de aceea am existat, pentru că exact ăsta este cuvântul, Roxana Gibescu la Topoloveni, de la Electrecord, tocmai pentru că a fost și aici și la Zavaidoc, tocmai pentru că nu ne doream să dăm naștere unor probleme care ulterior nu ne-ar fi adus un nume bun. Noi cu domnul Arvinte nu ne-am înțeles, pornind de la regulamentul festivalului Zavaidoc. Dumnealui dorea altceva, Tudor Gheorghe vrea altceva și am mers pe mâna lui Tudor Gheorghe. Da, sigur. Pentru sigur. Că am dori să fie altceva decât alte festivaluri de folclor din țară. Da. Deși este foarte greu de găsit oameni și lăutarii autentici. Într-o perioadă chiar era un număr destul de mare de candidați numite, dar au mai fost și perioade... sper să fie, să aibă continuitate și oamenii foarte... Da, din cauza pandemiei nu s-a mai organizat, dar el... Poate anul ăsta va fi doamna director Carmen Salub, va prinde în buget și festivalul. Era ceva unicat, cunoscut în toată România. În toată România se vorbea de festivalul Zavaidoc. Și l-am dus pe făgașul lui normal, adică doar muzică lăutărească, atât în probe cât și în recitalul. Foarte bine. Fără folclor, pentru că este festival de național de muzică lăutărească veche. Foarte bine. Și am impus acest lucru. Da. Au venit și... Urmându-i sfatul doamnei Elize Stan. Da, da, că a fost Mariana Murărescu, a fost inițial. Dorea cea combinată folclor-lăutărie, pe când doamna Elize Stan a spus că este festival de lăutărească, lăsați lăutărească și în probele de concurs și în recitale. Și ne-am conformat. Domnul director, cu ce v-ați ales de pe urma culturii, după viață de cultură? V-ați îmbogățit... Ați fost onorat, sunteți medaliat de președinție, aveți... Am fost onorat, mulțumesc. Adică, sigur că de îmbogățit nu m-am îmbogățit, dar pentru că din leafa pe care o primeam, de multe ori mai contribuiam și la acoperirea unor fonduri care nu puteau legal să fie acoperite... Protocolul. Da, la Centrul Creației. Vreau să vă spun, da, cum atunci, cum spunea dânsul, contribuia atunci,
o scurtă completare. Și eu am vrut ca să dau premiul respectiv o diplomă, ce-i drept, la Bascov, tocmai pentru a repara într-un fel solista care trebuia să câștige, se numea Narcisa Băleanu. Și ca drept dovadă, astăzi a confirmat, pentru că este realizatoare de radio la Antena Satelor, solistă, cântă la NAI, este un nume reprezentativ. De favoarea a pierdut unui din Pitești, da. S-a pierdut pe drum. Da, din păcate, da, am înțeles că are și el o formație, cântă pe la petreceri, dar din păcate nu a evoluat, nu a avut evoluția. Nu a avut Mihai Enescu, era la vremea respectivă, dar doi copii foarte buni, fiecare și-a văzut de calea lui. Cert este că Narcisa a evoluat și eu, într-un fel, am făcut o reparație morală, am dat o diplomă, am trimis atunci, tocmai, cum spunea domnul, noi suplimentam într-un fel, pentru că erau copii foarte buni și, din păcate, premiile nu acopereau sau nu acopereau deloc, pentru că nu aveai voie. Da, și am fost onorat, nu pot să spun. Am un teanc de diplomă acasă, laureat și de către Consiliul Județean, de către Comitetul de Cultură, de către am primit și medalia Meritul Cultural, medalia Muncii. De la București, de la Minister? Da, de la Minister. Adică, asta n-am știut. Da. Deci, cu meritul cultural. Da. Nu știu câți din Pitești au așa ceva. Medalia meritul cultural, nu ordinul. Da, medalia. Da. Nu, sunt mulțumit de cum am fost apreciat, nu pot să mă plâng, am fost apreciat pentru strădania pe care am depus-o. Eu țin să vă felicit pentru tot ce ați făcut și veți face. Probabil acum veți scrie memoriile. Nu. De ce nu? Nu, asta o să ajut și eu la tot ceea ce, cum am fost la Topoloveni, o să-i ajut acum pe cei doi, Adrian Sămărescu și Sorin Mazinescu, să realizeze o monografie a Asociației Folcloriștilor Acestei. Constantin Rădulescu-Codin, da. Materialele pe care le am, pe care le mai îndreptăm, le mai corectăm, le mai facem ca să fie o treabă, să marcheze ceva. Astea sunt memorii. Memoriile care sunt memorii? Memoriile mele sunt monografia Centrului Creației Populare, o carte de 400 de pagini. Și mai bine chiar. Și mai bună, în care se scrie tot ce s-a întâmplat în cei 50 de ani. Păi da, dar dumneavoastră am acele volume de la dumneavoastră. Dumneavoastră plasați totul instituției și nu spuneți nicăieri că e și meritul dumneavoastră sau că e meritul dumneavoastră că ați făcut asta. Păi, nu v-a spus Sorin acum și de fiecare dată când are prilejul, mă laudă. Trebuie să mă laud eu. Nu, asta nu o să fac niciodată. Să-mi scriu o carte cu memorii și să mă laud pentru ceea ce am făcut. Nu este numai meritul meu, să fie foarte clar. Toate realizările centrului au fost datorate de munci colective, unei munci în grup a unor oameni de pură specialitate. Asta este, asta trebuie să știe toată lumea. Nu este meritul lui Alexandrescu, este meritul tuturor celor care au lucrat împreună cu Alexandrescu. Felicitări, domnule director Costin Alexandrescu, sunteți atât de modest încât și reprezentați un model pentru noi toți și pentru cei tineri, un model și de modestie, nu doar de muncă și abnegație și de nedormire, pentru că nici cultura nu se face ușor și dacă nu ai talente cu care să lucrezi, chiar nu reușești să faci nimic în plan cultural. Și iar un talent se naște greu, apare greu, se crește greu și trebuie sprijinit de către cei în drept. Vă mulțumesc pentru că ați răspuns invitației noastre, îi mulțumesc și lui Sorin Mazinescu că a fost din nou alături de mine. Vă urez sănătate multă și mulți ani înainte și poate vă mai gândiți la memoriile astea.
Eu vă mulțumesc pentru că m-ați invitat și sigur că dacă cât voi mai putea să ajut, voi ajuta la tot ceea ce se va realiza referitor la cultura tradițională a județului Argeș. Doamne ajută!